Al doilea compartiment în care sunt găzduiți masculii de zbor din crescătoria campionului Ofraiulian din Sintești Ilfov este cel în care ne aflăm acum. Tot așa porumbei puțini, spațiu din belșug. Au cam încheiat cu năpârlitul, nu? În mare parte sunt năpârliți porumbei. S-au aranjat, au început să își pregătești okay. Sezonul da. Următor, da. Vreau să vă prezint... Cum e aici? Cum a fost din punctul ăsta de vedere al tău cu masculii de aici din compartiment? La fel de bine s-au mișcat? Am și aici câțiva masculii foarte buni, zic eu. Aici, teoretic, trebuia să țin porumbeii de fond și maraton, care au fost puțini, bineînțeles. Cred că pe viitor așa o să faci una dintre unul păi din compartimente. Păi nu, ăsta va fi clar de maraton și celălalt doar de viteză. Da. Așa voi face, da. Vreau să vă prezint un mascul foarte bun și foarte frumos în același timp. Hei. Acest porumbel este tot un porumbel care deține familia de Van Dijk. Da, are sânge de Van Dijk, nu? Și cu un alt porumbel de suflet al meu, de Cobban, ungurul, cum îi spun eu. De ce ungur? De ce ai zis pentru ungur? Că este de la un ungur cumpărat. Ah. Porumbelul ăsta a fost ca și tânăr anul trecut. Că acum este la 2 ani. Este vorba despre porumbelul 707166 din 2020. A fost locul 13 pe București la General Tineret, jucat pe Ucraina. Bravo. Anul ăsta trebuia să-l fac la palmares, bineînțeles. A zburat 5 etape de viteză care le-a clasat toate la început de sezon. L-am băgat la primul fond, a venit primul. Primul la tine sau? Primul la mine. Super! L-am băgat la al doilea fond, a venit al doilea. Ai văzut sânge bun? L-am întors la demifond, că trebuia acum generalul nu se mai face cum s-a făcut până acum, cu un singur fond, îți trebuiau două, dar îți trebuiau și niște demifonduri. L-am adus la demifond, prima angajare la demifond după acele două fonduri, a fost al doilea pe crescătorie. Deci l-ai întors, da. Da. Da, destul de bine, zic eu. Sigur. Al doilea demifond, al treilea pe crescătorie. Al treilea demifond, primul pe crescătorie cu avans mare. Atunci a fost catastrofa, când s-au pierdut foarte, foarte mulți porumbei. Porumbelul a ținut steagul sus. Și a reușit anul ăsta să facă locul 2 pe București, palmares general. Super, ține-i puțin ochi. Așa. Capul, da. Frumos. Frumos și bun. Și bun, așa cum spun eu. Da, frumos da. Și bun. Dacă degeaba e frumos dacă se duce. Da, un porumbel cu ambiție de fier. Ce are pe aici? Cu o aripă foarte bună și cu o musculatură extraordinar de bună. Foarte flexibilă. Da, e bine. Da, porumbelul arată foarte bine. Va fi oprit la matcă. Îl oprești la matcă, nu? Dacă nu, mă gândesc să-l fac la palmares 3 ani, în general, să vedem, dar să vedem dacă mai e angajez. Bine, spune eu că stare resurse, după cum arată. Acum așa zic și eu, dar... Dacă... De inspirația ta, știi cum îl simți. Da, să vedem, nu știu. În mare parte te întâlnești rar în viață cu un porumbel care se clasează atât de bine și la 150 și la 700 pe Polonia, așa. Unde joacă minim 800 și unde minim. Trece muntele, da? El, ca și mamă, este frate de mamă. Deci din Vandica de la Demi, din Încălțata, cum îi spun eu. Locul 3 pe București, Fond Tineret. Iar de pe mamă, de pe tată, pardon, frate cu locul 5 pe București, la General Pui, care a fost și în expoziție, apoi la Iarlingi, acea femelă a scos, cred că demifond, dacă nu mă înșel, locul 4-5 pe București. Da, adică din ambii părinți ai lui. Calitate de ambele părți. A mers. Așa e. Au mers pui cu orice au fost făcuți. S-au brădit și bine și la perechea. Da. Un porumbel foarte, foarte mișto, care mie îmi place foarte mult. Mai
Mai am aici un mascul drag mie, care rămâne și el la matcă. Un fiu din celebrul meu Jerry. Fiu direct, nu? Da. Porumbelul 707-192. Un porumbel cu care am ieșit și locul 1 la crescător din 15.000 de porumbei. Din el, făcând echipa cu el și fratele lui, la viteză. Ce chestie, da. Este din celebrul meu Genrixul bătrân. Anul ăsta este locul 22 sau 23 la palmares 2 ani viteză. A trecut și de acele catastrofe urâte care au fost în sezonul ăsta. Și cred că își merită locul la matcă. Un porumbel cu un ochi formidabil. Da. Dar și cu o ambiție bună. Ambiție, o caritate enormă la porumbel. Bineînțeles. Să facă diferența pe ultimul. Este frate de tată cu mulți porumbei. Mulți porumbei buni la viteză de mifond. De primii 10 pe București, pe județ. De primii 3 chiar și la pe provincie. De primii 10 național, mai exact. Da. O soră a lui este 10 național, dacă nu mă înșel, Aspid, tineret. Stai. Un porumbel foarte, foarte bun. Care cu siguranță mă va ajuta la matcă în nou meu proiect cu viteza. De gândit ce să-i dai? Da, m-am gândit ce să-i dau, da. O altă femeie campioană de-a mea. E un porumbel care are o musculatură care eu nu am văzut până astăzi. Da. Este exact ca un pepene sau ca o sticlă de cola, așa cum îmi place mie să-i spun. O musculatură foarte, foarte, foarte bună, foarte bună. Foarte compact porumbelul și cred că asta l-a și ajutat să vină. Da. El a năpărit un pic mai greu, a fost la etapa catastrofală unde mi-am pierdut eu super femela. A ajuns acasă după 7 zile. Atunci am pierdut 3 porumbei foarte buni din crescătoria mea. Cu el era 4 și este singurul care s-a întors, da? După 7 zile. Ai tremurat ceva pentru el? Nu am tremurat. E? Am tremurat foarte mult și pentru el și pentru ceilalți. Pentru ceilalți, da, ai dreptate. Mai ales pentru femela cealaltă, care era fică. Femela avea normă olimpică, avea șansă să meargă la olimpiadă. Era fică din fratele lui. Ghinion. Da. Chiar un ghinion. Ăsta este unul dintre lucrurile care mă face să renunț la demifond. Nu-ți mai schimb părerea, nu merge în continuare. Nu schimb părerea, rămân în continuare pe... Porumbei de demifond, ce o să faci? O să-i vezi, nu? Porumbei de demifond îi vând, ca să fiu sigur că nu mă mai apuc de el. O să vezi că în câțiva ani o să-ți clădești asemenea exemplare și la maraton. Da, cum le-ai pe astea de viteză acum aici? Acum o să vă prezint și un porumbel de la maraton. Da.